știți cu toții că am venit să-l susțin pe fratele meu, dar vreau să vă spun că susțin toți luptătorii care se luptă în gala de mâine seară. Am un respect deosebit pentru toți luptătorii, pentru toți sportivii de performanță. Felicitări Cătălin Moroșanu pentru toată munca pe care o faci. Felicitări Alin Huiu. Haideți să-i susținem pe toți sportivii noștri. Bine v-am găsit, Timișoara! Sunteți extraordinari. Vreau să vă mulțumesc pentru toată implicarea. Am găsit oameni deosebiți în acest loc frumos. Vreau să mulțumesc Consiliului Județean, doamna Adela, care ne-a ajutat foarte mult. Vreau să mulțumim brandului Fornetti, care este un brand de aici, de la voi, din Timișoara, și trebuie să vă mândriți cu așa ceva. Acum am o întrebare. Voi știți de ce facem această gală în Timișoara? Nu știu, vă spun eu. Pentru campionul nostru, pentru legenda noastră, Daniel Corbean. Haideți să seara, gala este sold out, deci nu mai sunt bilete din păcate, dar puteți să urmăriți evenimentul în direct pe Pro Arena și online pe Sport Extra. Trebuie să știți că imediat după cântarul oficial, sportivii vor sta la dispoziția dumneavoastră să faceți poze, deci practic veți avea ocazia să vă întâlniți sportivii, chiar dacă n-ați reușit să luați bilet pentru mâine seara. Încă o dată vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare la cântarul oficial. Cred că este cel mai mare public pe care l-am văzut la un eveniment de acest gen. Și așa că ne înclinăm în fața voastră. Mulțumim, Timișoara! Ne vedem mâine seara! Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Cum e cu Timișoara? Da, așa este. Asta este vorba. Nu există toată țara, băieți, ca la Timișoara. Cum te simți? Mă simt foarte bine, este puțină presiune, sunt puține emoții, dar, cum am mai spus odată, vor fi constructive, le vom folosi în mod constructiv și mâine vom face un meci frumos. Poate fi momentul de propulsare al tău? Da, eu asta sper, asta am așteptat, de mult așteptam oferta asta, să intru în Dynamite Fighting Show, iar voi face impresie bună. Câți prieteni ți-au cerut bilete? Din păcate, nu noi am vândut biletele, mi-au cerut foarte mulți, dar promoția a vândut toate biletele. Mi-au cerut un număr foarte mare de prieteni, mi-au cerut bilete, dar i-am îndrumat, i-am spus de unde să-și cumpere. Altfel, ocupai sala cu prietenii tăi? Hai să nu zicem toată, dar jumătate cred că da. Da. Cum o să fie? Mă simt bine, sunt bine. Am avut un public foarte călduros, m-am simțit ca acasă, adică sunt bănățean și eu, aproape de Timișoara. Sunt sigur că o să facem un meci foarte tare amândoi. Câți prieteni ai la sală? Câți prieteni vor veni mâine să te vadă? Tot Aradul și din Timișoara și din toată țara. Există o legătură între Arad și Timișoara sau era o rivalitate? Nu cred. Care e cel mai bun să câștige mâine seara? La ce să ne așteptăm mâine seara? La un show incendiar. Vreau să-l scot din ring. Să-l arunci peste corzi? Sigur că da. Chiar să-l arunc peste spectatori. Cât de tare dai? Foarte tare. 100%. Cu ură. De ce cu ură? M-a supărat la cântar. Păi face de asta la el acasă. Vine să mă împingă pe mine. Nici acum nu ne spui ce ți-a spus frații Stoica? Nu. Asta este totul secret. Este secret. Secretul fraților Stoica. Ne sperii cu ciocanul? Da, sperii adversarii, sperii pe toată lumea. Și dacă nu-i pot bate, le dau cu el în cap. Mi-a plăcut. După le dau cu el în cap. Mi-a plăcut de ce susținere ați avut parte. Da, după trei ani de când lupt la Dynamite Fighting Show, lupt la Timișoara, ăsta a fost visul meu și e un vis împlinit. Lumea mă cunoaște, vine, mă susține, prietenii cunoscuți, timișorenii, reprezentând Timișoara. Cum crezi că o să fie mâine seara din acest punct de vedere? O să fie o atmosferă explozivă, o să fie full, sala arhiplină și multă susținere vom avea noi timișorenii. Ești pregătit? S-a închis tot ciclul de pregătire, acum doar relaxare și mâine meci? Ciclul de pregătire s-a închis ieri, vineri a fost ultimul antrenament, acum urmează lupta. Pentru asta ne-am pregătit și vom lupta până la capăt. E greu ciocanul acest? Vrei să-l încerci, să vezi? Încearcă, hai! Ia să vedem! Doctor! Medic! E de plastic, nu e greu, e o machetă. Îți place la Constanța?
Mi-au trecut emoții, nu mai am emoții. Îmi place la Timișoara, frumos, oraș frumos, un oraș curat, un oraș, mai ales câtă lume a fost aici. Nu mă așteptam să fie așa multă lume la cântar. A fost frumos, a fost tensiune, a fost emoții, a fost exact ce trebuia. Să crească adrenalina. A crescut adrenalina la un nivel foarte mare pentru că adversarul tău... O crescut într-adevăr la cântar, mai aveam o leacă, nu știam. Să-l lovesc, azi nu-l lovesc. Nu mai puteam să mă controlez. Chiar te-ai enervat atât de tare? Enervat așa de tare din vinea să-l arunc de aici, de pe scena asta. Ați fost la un pas de bătaie de pe acum. Mâine seară o să iasă bătaie. Asta vă impulsionează și mai tare? Un moment de genul acesta? Într-adevăr, eu am vrut să fiu dulce, am vrut să fiu o gazdă bună, vin la noi în România, să-i dau o acadică pe băț, să-i dau o floricică. Cu totul a fost ziua femeii. Scuze-mă, meniniură. Da, buchețelul acela de flori îi l-ai dat pentru că ți se pare că e delicat? Nu, ăla am vrut să fiu o gazdă bună, să-l primesc cu braț de flori. Le-am cules eu din pădure, personală. Mâine o să fie un braț de pomn. Mâine, astăzi am zis să fiu mai dulce. Azi îi dau niște flori și mâine seara îi dau niște pumni. Și să fie să lege, flori și pumni. Ce s-a întâmplat în această după-amiază? Because he said that I talk too much. I will, I talk too much. Yes, I do, but I keep my promise. I always keep my promise. I promise I will break his ribs and I will do it. Nu i-a plăcut că l-a făcut gură mare, iar el i-a promis că îi va rupe coasta, cum a făcut și cu fiul Alex Filip la meciul de data trecută. A spus că îi va rupe nasul, îi l-a rupt. Încrâncenarea de acum, o să o vedem și mâine în ring? 100%. Hey, listen, this last 2 months I'm prepared so hard for this fight. I have a lot of bullshit around me, but nothing stop me because that's who I am. I'm a fighter. I fight, no matter who. You understand me? A spus că da, va lupta mâine cu aceeași agresivitate și va da dovadă de profesionalism. Because he's a very strong fighter and he's a no scare. He bring you fight. And for me, it's a good motivation to fight someone like that because he's really, really dangerous. And for me, it's like, okay, no problem, let him come and see what's going to happen tomorrow. A spus că l-a provocat pe Bogdan Stase pentru că i s-a părut un luptător foarte bun, puternic, iar în felul acesta este o motivație bună pentru el. Bineînțeles, el își va ține promisiunea din această zi, pentru mâine seară, și anume că îi va rupe sau două. Bine, să sperăm că doar una, măcar fisurată, glumesc. Anything else? One more thing. I love Romania! Woo! Yes! Asta nu o mai traducem. Da. Nu te-au speriat colegii tăi? Erau să se... Am văzut că sunt foarte încordați, foarte furioși. Dar asta e bine, că e adrenalină și mâine vor da spectacol și ei. Și tu și Flaviu ți-ați avut un schimb de replici? Da, am avut. E normal să fie o rivalitate între noi, dar mâine cel mai bun să câștige, adică eu. Dacă îl bați mâine, urci tu pe Everest? Da, urc eu pe Everest dacă îl bat. Te-ai pregătit? Gata? Totul e în regulă? Totul e în regulă, sunt foarte bine, m-am încărcat, am trecut de proba cântarului, deja mi-am revenit cu energie și e doar energie pozitivă. Mâine voi da tot să-l distrug. Zicea Andrei că dacă mâine te bate, urcă el pe Everest. Nu o să aibă nicio șansă. Everestul e al meu și eu trebuie să-l urc. Și eu voi urca pe el. Ce te face să fii atât de sigur pe tine? Pregătirea mea și ceea ce sunt eu, ceea ce reprezint eu și ceea ce am făcut până acum, în anii ăștia, de când sunt în lumea sportului de contact. Publicul de partea cui crezi că va fi? Clar, de partea mea. Sunt sigur de asta. De ce? Pentru că am luptat de foarte multe ori la Timișoara și mulți o să vină mâine să mă susține. În condițiile astea te-au sunat prietenii să-și ceară bilete? Nu sunt ceară bilete, să mă întrebe dacă mai sunt bilete valabile și tocmai că s-au terminat foarte repede biletele, a fost sold out foarte rapid și din păcate mulți o să mă urmărească de la televizor. Cum o să strige asta la Boiciuc, Boiciuc? Toată lumea o să strige Flavius, că așa m-au strigat de multe ori când am luptat la sala Constantin Jude, că nu e prima oară când lupt, am mai luptat de foarte multe ori și deja știu cum o să fie atmosfera. Pregătit? Da, foarte pregătit. Mai bine.
cât de, așa, bă, nu știu, pregătit ești pe o scară de 1 la 10 și cât de pregătit mental ești că vei avea o sală plină de suporteri de ai tăi? Pregătit fizic sunt de nota 10, m-am pregătit 3 luni pentru acest meci și asta cu sala încă nu știu, vedem mâine acolo. Simți că a încercat Sebastian să ia din publicul tău? Cu declarațiile acelea frumoase despre Timișoara? Nu cred. Așa este el, e băiat bun. Nu mai spui ceva despre Timișoara? Sărut mâinile. Ce să spun, e super frumos la Timișoara, lumea e mișto, super, abia aștept mâine seara. Dincolo de declarațiile despre oraș, crezi că vei avea și susținători în public? Am susținători în public și o să fac mai mulți mâine seara. Ești unul dintre favoriții la centură. O vezi așa? O vizualizezi? Centura este a mea. Pe ce te bazezi? Pe toate armele mele, pe psihicul meu, pe fizicul meu, pe tot, pe mine. Nu crezi că e cineva care îți poate pune vreo problemă? Poate o să-mi pună probleme, dar o să trec peste acele probleme și o să iau centura. N-a fost chiar o dispută acum, dar va fi mâine. Sigur va fi mâine o dispută. Dar de ce ți-ai supărat adversarul în această dimineață? De fapt, el m-a supărat pe mine, nu eu. Cu ce te-a supărat? Nu și-a făcut cântarul, nu a făcut categoria. După aia a fost ok. La ce să ne așteptăm în ring? Eu de obicei fac spectacol, sunt un luptător spectaculos, deci sigur va fi spectacol. Ce le cer fanilor din tribune? Să mă susțină, cei care vin să mă vadă pe mine, sigur mă vor susține. Câți prieteni ai la meci? Sigur sunt mulți și din Arad și din Timișoara. 100? Nu știu exact. Aproximezi? Sunt mulți. Când vin și copiii pe care antrenăm eu cu Vali, o să fie mult. Deci o să fie Da. Te-a supărat adversarul tău în această dimineață? Un pic, dar îmi trece, că nu țin supărare, nu e nicio problemă. Ce-i promiți? Că o să aibă un meci greu și că o să-l piardă. El e favorit cumva? E favorit? Mai multă experiență? Poate să fie ce vrea el. Eu am venit să fac treaba, câștig și plec acasă. Mădălin o să fie buturuca mică, cea care răstoarnă carul mare, cum se spune? Da, așa o să se întâmple. Și îmi place să fac surprize de genul. Ai pregătit ceva special? Eu sunt special, așa că o să aibă de muncă. Nu te sperie faptul că publicul nu va fi neapărat de partea ta? Nu, chiar n-am nicio problemă cu chestia asta. Am mai luptat așa și n-a contat prea mult, n-a contat deloc, de fapt. Am fost în largul meu, m-am simțit ok și am și câștigat meciul. Asta se poate repeta mâine? Sigur că da, trebuie. Daniel Corpano, care ne-a făcut oară de asistire, ultimul fight în carierei sale, la Dynamite Fighting Show și acasă, la Timișoara. Ce primire frumoasă, ce emoții pentru tine, ce emoții pentru toată lumea până la urmă. Deci emoții colosale, îți dai seama că atâta lume dragă care îmi este, oameni cu care mă întâlnesc zi de zi aproape, vin cu toții să mă susțină la ultima mea apariție în ring. E ceva de nedescris, nu? Frumos. Și cum să nu, îți dau lacrimile de fericire că vezi că îți apreciază lumea toată munca care ai depus-o. Au fost aplauze în minute în șir. Da, e și acum, nu știu. Face bine de gând. Da, exact. Vorba, uite, s-a ridicat părul pe mine. E o senzație de nedescris. Vom vedea show la ultima luptă? Cu siguranță. O să, cum am spus, cum am declarat tot timpul, voi lupta, voi pune inima pe masă. Am inima de 2 metri în mine. O iau, o scot afară și o decupez bucățele și o dau la fiecare, o împart. Acum vedem mâine seară. Acolo vor dispărea emoțiile pentru că voi fi numai eu cu adversarul și după meci vor fi alte emoții. Un final e un nou început până la urmă. Normal, orice ușă care se închide, se deschide alta, nu? It will be difficult tomorrow evening for him? Iar mai este niciun cioc zorul la Jack, nu? Ben daha zor rakiplerle, daha büyük isimlerle dövüştüğüm için bütün maçlar benim için normal. Hiçbir maçta zorlanmam ben.
He fought before like more famous fighter in that world. That's why it's like normal day for me. It's like I'm just gonna go and fight there. So for Daniel Corbeanu, it will be a special evening. Daniel Corbeanu için özel bir gece olacak. Emekli evet, olacağı için. Evet, onu biliyorum. O yüzden yarın akşam ikimizden birisi daha sert ve daha şanslı olacak. İkimizden birisi kazanacak. Hak eden kimse o kazansın. Tomorrow night some of them will gonna win and I'm gonna give him like unforgettable night for him to for his retired. Are you ready? Of course, 100%. Bineînțeles, sunt 100% pregătit. What do you think it will happen tomorrow? Tomorrow is gonna be war, so don't look on your telephone, watch and drink. It can be very fast. Nu vă uitați la telefon în timpul luptei pentru că va fi foarte rapid, va fi ceva foarte rapid, fiți pe fază. Thank you very much. Vladimir spunea ceva mai devreme că să nu fim, să fim pregătiți, să nu ne uităm în telefoane pentru că knockout-ul va veni cât se poate de repede. Fiecare sportiv își dorește lucrul ăsta când urcă ring, nu? Nu e doar Vladimir cu mine, fiecare luptător în parte își dorește să urce în ring și să câștige printr-un knockout. Mă bucur că a venit pregătit, sunt foarte pregătit și cu siguranță mâine va fi un spectacol extraordinar. Dar povestea cu kilogramele? Nu mă deranjează că are multe, mai multe kilograme ca mine, că știam că lupt la grei și că o să fie mai greu. Eu sunt challenger acum la grei. Dar nu mă dă înapoi sub nicio formă și din contră voi fi chiar mai motivat să arăt că și eu cu kilograme mai puține pot face față cu brio la categoria grea.